Așa, da, copii, eu mă numesc Cristi Danele, sunt judecător și am și eu doi copii. Am o fetiță de 14 ani și o fetiță de 17 ani. Așa că știu cam cum, cam ce probleme au copiii și mi-s foarte dragi copii și merg foarte des în școli și licee ca să vorbesc cu copiii despre drepturi. Și aș vrea să vă întreb voi din ce clase sunteți. Din clasa 5-a este cineva? Da. Da. Așa, bravo. Din clasa 6-a? Bun. Din clasa 7-a? Așa. Din clasa 8-a? Așa. Dacă aveți telefoane, vă rog să le închideți acum, da? Să nu facă gălăgie, să nu sune. Și o să vă fac o prezentare, o să fie o discuție. Eu vreau să discut cu voi, n-am venit să vă predau o lecție. Nu vă ascult, nu vă dau note. Și doar discutăm și vreau să mă întrebați cât de mult în legătură cu ceea ce vă spun eu. Bine? Aș vrea să mă întreb dacă știe cineva ce e la un judecător. Cu ce se ocupă judecătorul? Ați auzit cuvântul ăsta, nu? Da. Știi cineva ce e judecător? Mâna sus. Da, de procuror ați auzit? Mâna sus cine știe dacă ce e un procuror. Da, de polițiști ați auzit? Da. A, de polițiști ați auzit. Ce sunt polițiști? Ce fac polițiști? Ia zici. Niște oameni care arestează oamenii cei răi, care nu fac bine. Care au grijă de ordinea publică, da? Bine, haideți să vedem. Atunci când avem un necaz, de exemplu, cineva este agresat pe stradă, este bătut. Da? Cel bătut, cui se adresează? Unde se duce? Să facă o plângere, să cheme intervenția cuiva. La poliție. Așa, la poliție se duce, bravo. Și polițiștul, ce o să facă? Trebuie să-l prindă pe omul ăla rău. Da. Pe infractor, așa numim noi, da? Deci polițistul trebuie să-l găsească pe infractor și să-l aducă la sede la poliție. Are voie polițistul să-l bată? Nu. Nu putem să batem oamenii. Da? Pentru că avem niște drepturi. Iar unul dintre drepturi este cel la integritate corporală. Adică nimeni nu are voie să ne bată. Nici la poliție, nici la școală, nici acasă, nici pe stradă. Ne-am înțeles? Da. Bun. Deci polițistul ascultă pe infractor, îl ascultă și victima și apoi vede de ce s-au încăierat aia doi, de ce s-au bătut, nu? Bun. Și dacă infractorul nostru nu a avut niciun motiv să-l bată și a vrut să se răzbune, atunci trebuie să răspundă, nu-i așa? Da. Pentru că el, ce a făcut? A încălcat niște reguli. Ce reguli a încălcat? Ia ziceți. Unde găsim la regulile astea scrise? De unde știe polițistul dacă respectiv a încălcat niște reguli? Niște reguli care sunt scrise într-o lege. Ați auzit de legi? Da. Bun. Legile sunt niște documente elaborate de către Parlament în care scriu acolo ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Știți niște legi importante? Îmi puteți da de exemplu de o lege? De exemplu, legea învățământului în care se scrie câte școli avem, ce licee avem, cine conduce o școală, cine trebuie să vină la școală și așa mai departe. Avem o lege a justiției, în care scrie cum poți ajungi judecător, cum poți ajungi procuror, cum poți te faci avocat. Avem și alte legi. Niște legi în care se spune, dacă cineva comite o faptă rea, ajunge la închisoare. Legea asta se numește codul penal. Ați auzit de coduri? Da. Bun. Uite, o să vă arăt cum arată o lege, care e foarte groasă, dar pe care voi trebuie să o respectați. În cărticica asta, vedeți cât e de groasă? În cărticica asta sunt o grămadă de reguli pe care noi trebuie să le respectăm. Aici scrie că nu avem voie să omorâm oameni. Scrie că nu avem voie să-i batem. Scrie că nu avem voie să le furăm bunurile. Scrie aici că nu avem voie să violăm. Scrie aici că nu avem voie să comitem falsuri. Scrie aici ce să facem când găsim un bun. O grămadă de reguli. Aștepti careva codul penal? Are cineva 14 ani de aici? Așa. Ce se întâmplă la 14 ani? Ce ați primit voi la 14 ani? Ia ziceți. Așa, ați primit un buletin, ceilalți încă n-au un buletin. Și dacă avem un buletin, ce se întâmplă? Știți? Răspundem de faptele noastre. Exact, răspundeți de faptele voastre. Deci voi ați devenit un fel de mici cetățeni. Până la 18 ani, aveți o răspundere. Adică, dacă comiteți niște fapte de aici, din acest cod, și sunteți vinovați, un judecător o să trebuiască să vă aplice o sancțiune. Ne-am înțeles? Deci judecătorul este cel care analizează faptele tale, dacă sunt cele scrise aici sau nu. Și tot aici, în cărticica asta,
Scrie ce pedepse trebuie să dea judecător. Uite, haideți să dăm un exemplu. Uite, deschidem așa la întâmplare. Și să vedem o infracțiune cu care uneori se mai confruntă copiii. Ia citiți articolul 198. Da. Cum se cheamă? Cum se cheamă articolul? Încăierare. Așa. Deci, colegul vostru o să ne citească o infracțiune care se numește încăierare și care este reglementată în articolul 198 din Codul Penal. Ia spune, tare. Participarea la încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Mai departe. Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedepsa închisorii de la 1 la 5 ani, cu excepția victimei care răspunde potrivit alinii. Gata, lasă că pe urmă te încurci. Deci ce spune acest articol? El este o regulă. N-avem voie să ne încăierăm. Încăierarea ce înseamnă? Când vin două tabere și încep să se bată unul ca altul, da? Deci regula este, nu avem voie să ne încăierăm. Dar dacă ne încăierăm, comitem infracțiunea de acolo, care se pedepsește cu, cât ai spus? De la 3 luni la 1 an. De la 3 luni la 1 an. Și dacă comiți, dacă fapta are ca urmare o vătămare, adică o rănire, și trebuie să mergi la doctor să te îngrijească, să te coase la rană și așa mai departe, fapta este și mai grea. Iată așadar, în acest cod, se spune ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Și dacă comitem faptele de acolo, riscăm închisoarea. Însă, la închisoare nu pot fi trimiși decât adulții, adică persoanele peste 18 ani. Între 14 și 18 ani, tu e răspuns de faptele tale, dar eu ca judecător nu te trimit la închisoare. Ci trebuie să iau niște măsuri cu privire la tine. De exemplu, dacă este o faptă mai ușoară, nu-ți dau voie să ieși din casă în weekend, te trimit la niște cursuri, de exemplu să faci cursuri împotriva violenței. Sau să îngrijești de niște copii bolnavi sau de niște bătrâni. Am voie să fac lucrul ăsta. Sau te pun sub supraveghere specială. Ordon profesorului sau părinților să aibă grijă specială de tine și să-mi raporteze mie ceea ce faci. Iar pentru fapte foarte grave, de exemplu minori care omoară alte persoane sau care tâlcăresc alte persoane sau violează alte persoane, pe acești minori care sunt foarte periculoși, noi nu mai putem lăsa nici acasă, nici la școală. Și trebuie să-i luăm de acolo și să-i ducem în niște centre speciale unde stau copiii închiși. Ați auzit de asta? Bun. Dar atenție! Asta nu avem în fiecare localitate sau în fiecare județ. Sunt doar 3 centre în toată țara. Deci vă luăm de aici și vă ducem în cu tot o altă parte a țării, vă închidem acolo sub pază, avem acolo, facem și școală, facem și instrucții cu voi, facem și educație fizică, dar nu vă dăm voie pe Facebook, nu vă dăm voie la telefon mobil, fără pachete de acasă și fără vizite de acasă. Deci e ca o mică închisoare pentru copii. Prin urmare, noi trebuie să cunoaștem ce reguli sunt acolo ca să nu ajungem vreodată în acele centre pentru minori, nu-i așa? Bun. Dar dacă voi n-ați deschis codul penal, de unde știți ce reguli aveți de respectat sau nu? Hai să vedem. De la părinți. Așa, bravo, de la părinți. De altundeva, de unde învățați reguli? Profesori? Era profesori, bravo. De unde mai putem învăța? De la prieteni, de la rude, de pe stradă, de la cunoscuți, sau la mai nou de pe internet. De la biserică. De la biserică, bravo. Bravo. Păi unde am învățat prima dată să nu ucizi? La biserică ni s-a spus, nu? Să nu furi. La biserică. Să respectăm părinții. Tot la biserică. Deci, atenție, sunt niște reguli pe care societatea le-a făcut în diverse locuri în care mergem noi. Și noi trebuie să respectăm acele reguli pentru că sunt făcute de cei dinaintea noastră care sunt mai înțelepți ca noi. Ne-am înțeles? Ce se întâmplă dacă nu respectăm o regulă făcută de către părinți? Sau mai întâi, dați-mi o regulă pe care o aveți acasă. Ce regulă aveți acasă făcute de părinți pe care voi trebuie să le respectați? Să mâncați tot de farfurie, da? Când sunteți mici, că vă trebuie să mâncați tot de farfurie. Alte reguli acasă. Să? Învățăm la școală? Păi asta e la școală. Zi acasă ce regulă ai. Să-ți faci temele acasă, altceva? Să fiți ascultători, altceva? Să-i ajutați pe părinți la treabă, să vă faceți patul,
să nu ieșiți în oraș sau decât cu prietenii când vă lasă, nu? Este de asta, nu? Nu știu, să nu lăsați ușa deschisă pentru străini. Da? Astea sunt niște reguli pe care le avem acasă. E bine să respectăm regulile sau nu? Da. Ce zici? Regulile astea sunt făcute ca să ne protejeze pe noi și familia noastră? Sau ca să ne încurce mai mult? Să ne protejeze. Da, dar e complicat să-ți faci patul dimineața. Să mănânci când vor părinții. Nu, dacă eu vreau să mănânc dulciul și ei nu mă lasă, cum? Nu? Trebuie să respect regulile astea. Da. Hmm? Trebuie să respect? Da. Bun. Și dacă nu te respect, ce să fac? Îmi dau închisoare, așa ai? Mă trimit părinții la închisoare, nu? Dar ce să fac? Ia, dați-mi un exemplu de pedeapsă. Că și eu judecător dau pedeapsă, să știi. Ia zi-mi ce pedeapsă primești de la părinți. Așa, nu te mai lasă la televizor. Altă pedeapsă. La calculator, la televizor. Bine, mai poți să mă duc părinții de fotbal. Nu te mai lasă la fotbal, da. Nu te mai lasă să ieși cu prietenii în oraș. Așadar, părinții au și ei niște mijloace ca să vă forțeze să respectați regulile. Dar întotdeauna regulile astea sunt făcute în folosul vostru. Chiar dacă vă supărați puțin că nu vă lasă în oraș, sau că nu vă lasă la telefon sau la internet, să știți că regulile astea sunt făcute ca să vă protejeze pe voi, să creșteți sănătoși și ca să-i protejeze pe părinți. Vă dați seama ce ar însemna să lăsați ușa deschisă să vină străini. Da? Sau să vorbiți la telefon o grămadă, să consumați toate impulsurile de acolo, tot abonamentul, să vină o grămadă de bani de plătit de părinți. Bun. Hai să vedem regula școală. Dați-mi exemplu de regula școală. Să știm? N-avem voie cu arme la școală. Bravo. Să nu chiulim. Să nu chiulim, da? Fără țigări. Sigur e regula asta? Fără bolsuri. Fără telefoane. Așa, la școală, da? Deci, în timpul orilor, n-avem voie să folosim telefoane, da? Bine. Așa, fără brichete, fără telefoane, fără fumat, fără băut la școală, altceva? Fără violență. Bun, fără violență, bravo. Să ne respectăm unul pe celălalt. Așa, să vorbim numai când ne se permite, să punem întrebări când ridicăm mâna, să nu lovim profesorii, să nu lovim colegii, să nu șparlim un obiect care nu ne aparține, da? Bun, să ne prezentăm la examene, să nu copiem, și să nu cumpărăm examenele. N-avem voie să dăm bani ca să luăm note bani. Știm asta, da? Da. Nici voi n-aveți voie să dați, nici profesorul n-au voie să primească bănuți ca să obțineți note mari la școală. Asta este corupție și este foarte grav. Dar ne întoarcem la regulile de la școală. Ce se întâmplă dacă nu le respectăm? De exemplu, chiulim. Sau, de exemplu, copiem. Sau, de exemplu, lovim un coleg. Așa, mi se scade nota la purtare. Mai întâi suntem avertizați de profesor dacă e mai ușurică abaterea, dar dacă e mai gravă, ne putem da, profesorul ne pot chiar da afară din școală. Nu-i așa? Da. Deci dacă sunteți răi, foarte răi, și faceți rău profesorilor sau celorlalți colegi, o să ia conducerea școlii, o să ia decizia, mă, copilul ăsta trebuie să-l îndepărtăm de aici, e foarte periculos pentru noi. Nu? Dar n-are rost ca celălalt copii bun să sufere. Tot așa și cu oamenii mari. Când oamenii mari comit fapte rele și sunt periculoși pentru cei din jurul lor, atunci vine judecătorul care trebuie să spună, trebuie luat adultul ăsta de aici și îl ducem la închisoare. Ați înțeles? Prin urmare, oriunde mergem noi, avem reguli. Dar hai să vedem ce reguli avem pe stradă. Am putea spune niște reguli pe stradă? Să nu jurăm persoanele din jurul nostru? Așa, da. Altă regulă? Să nu vă căierați. Dar legat de circulație, așa, unde avem noi voie să mergem? Pe trotuar. Mai pe trotuar, iar dacă nu avem trotuar, unde mergem? Pe marginea. Pe marginea care? Din dreapta sau de stânga drumul? Din dreapta. În stânga, că trebuie să vezi mașina care vine din față. Dacă mergi pe dreapta, mașina vine din spate și tu nu vezi. Deci pe un drum care nu are trotuare, mergem întotdeauna pe partea stângă, apropiați de marginea drumului. Țineți minte asta, da? Când traversăm, când ne traversăm? Nu mai pe trecerea de pietoni, dar dacă nu avem. Nu avem zebra acolo, nu suntem un căluț, nu? Cum? Ne asigurăm stânga dreapta și traversăm dacă nu punem în pericol. Și atenție, niciodată prin fugă. Nu fugim. Pentru că dacă este un șofer care vine cu mașina, trebuie să vă vadă de la distanță când mergeți încetul, ca el eventual să poată încetini. Dacă voi veniți brusc în fața lui, nu mai are timp să oprească mașina. Bine? Deci atunci când suntem când circulăm pe stradă, trebuie să respectăm și acolo niște reguli. Dacă nu, ce se întâmplă? Dacă traversezi pe loc neperminut, ce se întâmplă? Prin amendă. Cine ne dă amendă? Polițistul.
Ai văzut? Polițistul ăla de care vorbeam mai departe, mai devreme. Iată, vine și are reguli, are și el o lege care îl obligă să dea amenzi la oamenii care încalcă regulile. Dar cine plătește amenda? Părinții. Părinții. Deci voi faceți o prostioară și părinții trebuie să plătească. E drept asta? Nu. Nu e drept. Dar avem o lege, se numește Codul Civil, mai este un cod, mai avem mai multe coduri, ăsta e penal. Este un cod acolo care ne spune că, într-adevăr, părinții trebuie să răspundă pentru faptele copiilor lor. Până copiii împlinesc 14 ani, părinții sunt responsabili numai ei. Când copiii împlinesc 14 ani, până la 18 ani când devin adulți, părinții răspund împreună cu copilul. Bine? Prin urmare, haideți să facem în așa fel încât să nu-i punem pe părinți în dificultate. Pentru că nu toată lumea are bănuți acasă, pușă, saltea, de unde să-i scoată din când în când. Ce-i prostie ai mai făcut asta? Păi am traversat pe noi permis. Poftim că nu trebuie să plătim amenda, nu? Lucrurile astea nu-și vezi nimeni, nu? Pentru că suntem, trăim mai greu și atunci trebuie să avem grijă de bănuții părinților noștri, nu-i așa? Da. Uite, cineva mi-a spus mai devreme că nu avem voie să lovim pe alții, da? Bun. Dar avem voie să spunem bunul? Nu. Ce ne zice lucrul ăsta că nu avem voie să spunem? Dacă tu ai un telefon și eu n-am un telefon, vreau și îți iau și eu telefonul, să-l cheltu, să-l consum. Să consum, să vorbesc la el. Nu-mi dați voie? Cine zice că n-avem voie să spunem? Legea. Care lege? Codul exact! În codul penal se spune aici luarea unui bun de la o altă persoană fără să ne dea voie, constituie infracțiunea de furt și se pedepsește. Bun. Deci voi spuneați așa, n-am voie să furăm. Bine. Dar nici nu avem voie să lovim pe cineva, nu? Dar dacă, uite, colega asta are telefon mobil aici și eu îi trag o pană și am luat telefonul. Am comis două fapte, nu-i așa? Da. Am comis o lovire și un furt. Cum se cheamă fapta? Tâlhărie. Așadar, atunci când folosesc violența ca să sustrag un bun, fapta se numește tâlhărie. Ești tâlhar. Vă aduceți aminte? Din povești. Tâlhare. Ce făceau tâlhare? Jefuiau la drumul mare. Îl dădeau un cap, te legau la spate, te puneau la un copac, îți furau toate bunurile și te lăsau acolo. Nu? Ăștia erau tâlhare. Bun. De ce trebuie să știm care e diferența între furt și tâlhărie? Pentru că furtul este o faptă gravă, iar tâlhăria este o faptă și mai gravă. Am folosit și violența. Ne-am înțeles? Ca să zicem că vine un copil mai mare care e flământ și vine la unul micuț. Și spune așa, ce ai tu în ghiozdanul tău? Păi spune așa, păi am un sandwich, nimic foame. Ia dă-mi mie sandwich-ul. Și tu spui, ce zici? Îl dai? Poți să-l dai, dacă vrei, ești bună la suflet, îl dai sandwich-ul. Dar dacă e sandwich-ul tău, nu ai obligația să-l dai, nu-i așa? Și atunci el spune așa, ridică pumnul, dacă nu-mi dai sandwich-ul, te bat. Cum se cheamă în fapt? Amenințare. Amenințare. Deci, ca ameninți pe cineva că o să pățească ceva rău dacă nu face, este o faptă gravă, care este tot aici pe vârstă în codul penal și se numește amenințare. Așadar, există niște fapte pe care noi nu avem voie să le săvârșim, pentru că atunci o să ajungem pe mâna unui judecător. Tot legat de telefonul mobil. Să zicem că găsiți un telefon mobil pe stradă. Ce facem când găsim un telefon mobil? Sau un portofel? Ia, spune. Îl ducem la poliție? Așa, telefonul mobil îl duci la poliție. Și dacă ai găsit un portofel, tot la poliție? Da. Și dacă ai găsit 10 lei? Da. Mă, spune-ți adevărul. Câți dintre voi ați dus la poliție un bănuț când ați găsit pe stradă? Ia. Da. 5.000. 5.000 de ce? 5 bani? Și nu ai găsit, nu? Ai ce zici? Norocul tău, nu? Bun, dar să zicem că găsim bunuri de valoare. De exemplu, găsim o servietă cu bani. Atunci nu mai poți să spui că îi bage buzunar prin norocul tău. Că e clar că cineva l-a pierdut. Da? Sau găsim un telefon mobil. Acum lumea nu merge pe stradă și aruncă cu telefon. Da? Nu are nevoie de telefon. Și nici nu-și aruncă cineva buletinul, că e o grămadă de probleme. Adică dacă te prinde poliția fără buletin, știi ce pățești, nu? Știți? De asta aveți buletin, să-l purtați tot timpul la voi. Ne-am înțeles? Da. Copiii care aveți buletin, da? 14 ani. Buletinul se poartă tot timpul la voi. Revenim. Așadar, dacă cineva și-a pierdut portofelul și-a pierdut telefonul mobil, e clar că are nevoie de el și trebuie să-l ajutăm să-și recupereze. Cum facem? Păi dacă știm numele persoanei,
Poate căutăm, de aici din comun e mai simplu de căutat, că îi știți în general, vă știți între voi, e o comună micuță, ați găsit buletinul cuiva, nu trebuie să vă duceți neapărat la poliție, mergeți acasă, că de-aia scrie în buletin adresa și îl găsiți acasă, nu? Dacă e cineva din altă localitate, nu o să mergeți voi să-l căutați. La fel un telefon mobil, e mai puțin probabil că o să știți acui telefonul mobil, da? Și atunci mergeți și îl predați la poliție. În cât timp, știți? 24 de ore. În 10 zile maxim. Sfatul meu este să mergeți cât de repede, pentru că persoana respectivă o să-l caute deja, o să caute bunul pierdut, da? Voi mergeți cât de repede la poliție. Vreau să vă spun un lucru și să înțelegeți foarte clar. Dacă rețineți bunul, dacă vi-l luați voi acasă, comiteți o infracțiune. Se numește însușirea bunului găsit. Deci nimeni nu are voie să găsească un bun pe stradă, să-l bage în buzunar, dacă este un bun de valoare. Sigur, nu vorbim de câțiva reuțe, nu știu, în care lumea de reguli mai scapă de buzunar sau unii care le aruncă ca să aibă noroc sau nu știu cum se cheamă, da? Deci, lucrurile astea importante, nu le băgăm în buzunar, nu le ducem acasă. De ce? Pentru că dacă se face o reclamație și poliția găsește bunul respectiv acasă, o să avem probleme cu legea. Am încălcat legea și atunci trebuie să fim trași la răspundere. Ne-am înțeles? Da. Bine. Catalog aveți la școală? Vine doamna profesoară cu catalogul la voi? Da. Știți că există, de vremea mea exista un obicei, mai veneau copiii când profesorul ieșea din clasă sau nu era atent, luau catalogul copiii și încercuiau acolo absențele. E voie sau nevoie? Dacă profesorul nu e atent, treaba lui. Cum? Dar ți-i face bine să-ți încercuiești absențele, nu? Ești motivat. Nu așa? Sau o notă de 3 se transformă într-o notă de 8. Ați făcut vreodată? Nu. E, da, n-ați făcut. Ai voi sunteți cu minte acum. Da. Toată lumea cu minte? Da. Bine, atenție mare. Nu avem voie să modificăm acte care sunt oficiale. Astea nu sunt scrisori de dragoste dintre voi. Da? Nu sunt bilețele pe care să le modificați cum vreți. Astea sunt acte oficiale care aparțin școlii sau profesorilor. N-aveți voie să modificați actele. Dacă umblați în acest document foarte important numit catalog, ca și în orice alt, de exemplu, într-o diplomă. Aveți diplome pe care le obțineți, că terminați școala, în care se scrie niște note. Dacă modificați acele note, faptul se numește fals în scrisuri oficiale. Este o altă faptă gravă care este incriminată, adică prevăzută în această lege codul penal. Nu dă codul să vadă și colegii pe tele, să se uite prin el. Așadar, atunci când suntem la școală, trebuie să ne asumăm faptul. Dacă am obținut, deschideți că nu se întâmplă nimic. Deschideți că nu știți. Deci atunci când suntem la școală, respectăm regulile la școală. Dacă s-a întâmplat să obținem o notă slabă sau să fie în trecut în catalog că am avut absențe, atunci trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. Da? Nu încercăm să păcălim pe nimeni. Lucrurile sunt foarte grave. Aș mai vrea să discut cu voi despre un lucru care e puțin mai sensibil, dar se comite din ce în ce mai des în România. Agresiunile la adresa copiilor de partea adulților. Uneori, copiii sunt agresați de către copii mai mari sau de către părinți și uneori la școală. Ați văzut sau ați auzit de copilași care sunt bătuți acasă, pe stradă sau la școală de către cei mai mari? Da. Bun. Legea interzice unui adult să comite astfel de fapte de agresiune. Deci nici copiii nu au voie să agreseze alți copii, dar nici adulții nu au voie să agreseze copiii. Din păcate, în România, tot mai mulți adulți încearcă să se comporte cu copiii ca și cum ar fi la rândul lor adulți. Adică încearcă să-i mângâie și să-i atingă în locuri nepermise în care copilul nu dă voie. În care copilul nu dă voie. Și uneori, majorii violează minorii. Adică au niște raporturi cu ei, intime, fără ca minorii să permită acest lucru. Ați auzit de fapte de genul ăsta? Ați auzit. Mai se mai dă și la televizor din când în când. Vreau să vă spun un singur lucru. Fiecare dintre noi este stăpân pe corpul lui. Nimeni nu are voie să vă agreseze, să vă atingă, să vă mângâie, să vă facă orice faptă care vouă nu vă place, nu vă convine sau nu i-ați dat acordul. Lucrurile astea sunt foarte grave, se numesc agresiuni sexuale. Iar relațiile intime, fără acordul unei persoane, se numește viol. Și este foarte dură. Fapta este sancționată aspru, cu pedeapsă între 3 și 10 ani de închisoare. Atunci când un minor este agresat de către un adult, noi suntem foarte îngrijorați. Înseamnă că ceva se întâmplă acolo. Poate adultul este bolnav.
poate este bețiv, poate este pur și simplu răutăcios. În orice caz, el este un om rău care trebuie să răspundă pentru fapta lui. Iar lucrurile astea nu trebuie ascunse. Uneori, din păcate, astfel de fapte se comit chiar în cadrul familiei. Cineva din familie, fie părinți, fie un unchi, comit astfel de fapte. Ele nu trebuie iertate. Trebuie să înțelegeți că dacă asupra minorilor se comit astfel de fapte și noi închidem ochii, faptele acestea se vor repeta. De exemplu, dacă un unchi vrea să violeze nepoata lui și se întâmplă lucrul ăsta, Doamne ferește, și ea nu se duce la poliție, să nu discute cu părinții ca să luăm noi măsuri din noi organele lege, atunci unchiul respectiv o să repete faptul. Și cu nepoata lui, dar poate și cu altcineva. El fiind un om rău, noi trebuie să-l luăm din societate și să-l ducem acolo unde este locul lui adică la închisoare. Ne-am înțeles? Faptele astea trebuie anunțate foarte repede la poliție. De ce? Pentru că trebuie să vină un medic, trebuie să vină un medic care să constate. Și în general, atunci când este o rană pe corp, lucrul ăsta trebuie constatat de un medic. Dacă trece prea mult timp, rana se vindecă singură, da? Dar trebuie să vină un medic rapid și polițistul va ști să vorbească cu voi și cu medicul ca să poată să constate pe corpul vostru rănele, ca atunci când venim la judecător să avem o dovadă că s-a întâmplat ceva rău. Că judecătorul nu poate să ia de bună ce spui tu. Nu? Să spui tu ca victimă, am fost agresat de colegul meu. Judecătorul îl întrebe colegul tău. Ok, tu ce ai făcut? Păi nu e adevărat, că eu eram cu vacile pe câmp. Eu n-am, eu nici m-am întâlnit cu colega mea. Și atunci eu judecător pe cine se crede? Am nevoie de niște dovezi. Și atunci trebuie să discut cu niște persoane. Adică cu cei care au văzut infracțiunea. Și aceia se numesc? Martori. Au și discut cu martori. Martorii au obligația să spună adevărul sau să mintă? Numai adevărul. Cum facem ca să spună adevărul? Îi punem să jure. Avem o Biblie în sală, în sala de judecată, am pus martorii să jure că spun adevărul. Și dacă mint? Că mă se mai întâmplă unii care jură strâmb. Ce se întâmplă dacă mint martorii? Primești și ei pedeapsă. Exact. Se comite infracțiunea de mărturie mincinoasă, care este foarte gravă pentru că poți să induci în eroare un judecător și să trimite la închisoare un om nevinovat. Ceea ce este foarte grav. Nu? Pe de o parte, o ajuns în închisoare un om nevinovat și pe de altă parte, tu ai comis o infracțiune de mărturie mincinoasă. Astea sunt două fapte. Extrem de grave. Ei, judecătorul întotdeauna se conduce după dovezi. De aceea, când ajungem în fața judecătorului, indiferent că suntem victimă, adică împotriva noastră s-a săvârșit o faptă rea, că suntem infractori, adică noi am săvârșit o faptă rea, sau că suntem martori, noi chemăm judecătorul sau polițistul sau procurorul să povestim ce s-a întâmplat, noi avem obligația să spunem adevărul. Dacă mințim, s-ar putea să ne sancționeze. Ne-am înțeles? Da. Ați fost careva chemați vreodată ca martor? Nu. Dar se întâmplă uneori să vedem pe stradă sau la școală că se comite o faptă rea. Da? Se întâmplă. Da? Avem obligația să mergem și spunem cuiva sau nu? Știți? Știți sau nu știți? Deci văd o faptă rea. De exemplu, un băiat agresează o fată. Și eu sunt martor. Da? Trebuie să vă duceți să spuneți cuiva lucrul ăsta sau nu? Da. Cum vezi? Cine vă duce asta? Eu atenție. Deci nu avem obligația asta. Nu scrie nicăieri că avem obligația asta. Însă bunul nostru simț și umanitatea, umanismul din noi, ne spune că ar trebui cumva să ajutăm victima. Adică dacă cineva agresează pe altcineva, eu ce fac? Trec pe stradă așa, întorc capul și mă duc? Bucuros că n-am încasat-o eu? Haideți, ce facem? Așa sună la poliție. Bun, dacă ești mai mare, te poți duce acolo să-i desparți, da? Dar există riscul și tu să fii agresat. Și atunci cel mai bine este să anunțăm la poliție. Deci chiar dacă nu există obligația asta scrisă undeva în lege, este normal ca să anunțăm la poliție. De ce? Pentru că tu ești un martor. Și polițistul cum să afle că s-a comis fapta? O să spuneți, păi da, pe victima, după ce ia bătaie victima, adică să stea acolo să-l bată la jumate de oră, după aia victima să se ridice sau să meargă la poliție. Dar nu mai bine anunțăm noi poliția ca să intervină la timp. Să-i despartă? Deci faptul că noi suntem cetățeni buni, nu înseamnă doar să respectăm noi regulile, ci și să vegem ca alții să respecte regulile. Nu?
că niște indivizi comit o faptă rea, de exemplu, vedem, mergem seara și vedem niște indivizi mascați că intră într-o casă la un vecin de-al nostru. Cum? Nu stăm așa, liniștiți, nu anunțăm pe cineva? Păi dacă noi nu anunțăm nimica, ăia o să fure bunurile, da? Și poate mâine o să vină în casă la noi, că nu suntem noi acasă. Să fure și de la noi, dacă văzut că nu le se întâmplă nimic, nu? Iată așadar că noi trebuie să intervenim și să ajutăm organele legii să aplice legea. Eu ca judecător n-am gândit că să comit o faptă dacă cineva nu mă anunță. Iar voi trebuie să anunțați întotdeauna poliția. Am înțeles? Aș mai vrea să vă spun, să vă spun câte ceva. Sunteți copilași cu toții și trebuie să înțelegeți că uneori părinții nu se mai înțeleg. Și atunci aleg să se despartă. Bun. Copiii rămân ai amândurora părinților. Doar s-au despărțit soții care nu se mai înțeleg. Dar ei n-au divorțat de copil. Copilul rămâne a fiecăruia dintre ei. Și a mamei și a tatălui. Prin urmare, chiar dacă părinții sunt despărțiți, chiar dacă locuiesc în case separate sau uneori în localități separate, copiii au dreptul să aibă contact cu amândoi părinți, pe care trebuie să iubească pentru tot restul vieții. Părinților li se datorează respect de către fiecare dintre copii. De ce? De ce? Unu, că așa ne învață la biserică. Da? Doi, pentru că dacă nu ne respectăm părinții, ne pot dezmoșteni, adică să hotărască atunci când vom muri, nu ne lasă nimic nouă copiilor, ci lasă la străini. Da? Și trei, pentru că legea ne obligă atunci când părinții ajung într-o situație de nevoie, adică când ești bătrân și nu mai pot munci și nu mai au nici trăi, legea vă obligă copiilor să-i întrețină. Așa cum atunci când copiii sunt mici, părinții sunt obligați să-i întrețină, adică să-i crească, să-i educă, să-i ia pe inuții, să-i ducă la școală, să le ia de mâncare, să-i educe, să-i îngrijească, să-i crească. Tot așa, părinții când ajung la o vârstă, când sunt neputincioși, sunt obligați copiii să îi îngrijească pe părinții. Știați asta? Deci mare grijă. Toată viața părinții trebuie respectați. Și insist, atunci când părinții sunt despărțiți, copiii trebuie să mențină legătura cu amândoi părinții. Și copiii să nu judece părinții. Că din cauza ta s-o despărțit mama sau din cauza ta s-o despărțit mama. N-are importanță. Pentru voi, ca și copii, trebuie să mențineți legătura cu fiecare dintre părinți. Ne-am înțeles? Voi mergeți cu autobuzul? Cu trenul? Da. Așa, ați mers cu trenul, da? Știți, când mergeți cu un mijloc de transport în comun, trebuie să plătiți un... Cum se cheamă? Ce plătiți? Un bilet! Așa. Ați mers cu bilet sau fără bilet? Cu bilet, așa. Avem voie să mergem și fără bilet? Nu. Dar de ce e bine să cumpărăm bilet? Dacă ne urcăm într-un autobuz mare, unde nu ne vede nimeni, ne-am pus acolo ultimul, de ce să cumpărăm bilet? Deci, la cine e necesar bilet? Hai să vedem, când mergeți la magazin și vă cumpărați suc, plătiți sau îl luați? Păi, dar este magazinul unde poți să iei tu de pe raft, nu? Singur. Sau trebuie să-ți dea doamna aia. Este și magazinul unde te servești tu singur, da? Păi ați pus în coș și ați plecat. Care-i problema? De-aia e autoservire. Mă servesc, nu? Autoservesc. Mă iau singur, sucul sau ciocolata și am plecat. Trebuie să plătesc? Da. De ce? De exemplu, comitem un fapt ce nu e. Așa. Ceva îți spune că e o faptă nea. Chiar dacă n-ai deschis contul gădat să te uiți, nu? Ceva îți spune că e o faptă nea. A ce seamănă fapta asta? Furt. Furt. Exact. Deci dacă plec dintr-un magazin fără să plătesc, este faptă de furt. Și acum să ne întoarcem la chestiunea cu bilet. Dacă nu plătesc bilet, ce mi se poate întâmpla? Mai ia cineva și mă duce la închisoare? Că n-am un nume la nimic. Exact. Iau o amendă. Cineva ne aplică o amendă dacă nu-i bine. Dar să zicem că nu ne vede nimeni. Nu ne prinde nimeni. E corectă totuși fapta noastră sau nu? Să zicem că am găsit un bun pe stradă, nu m-a văzut nimeni, l-am băgat în buzunar. E corect fapta? Nu. Să zicem că trec printr-un loc nepermis, dar nu m-a văzut nimeni. E corect fapta? Nu. Deci asta ce ne spune? Că legile sunt făcute, să fie respectate, chiar și atunci când nu ne vede nimeni. În general, oamenii când sunt răi și comis fapte rele,
nu o să le comit în văzul tuturor. Deci, dacă vrei să faci o faptă rea, cer să te ascunzi ca să nu fie martor. Dar asta nu înseamnă că faptele respective sunt permise. Căței aveți careva? Da. Toată lumea are căței aici, nu? Da. Uite, eu nu am cățel. Dar dacă vreți să scoateți cățelul la plimbare, puteți să scoateți. Are cineva un cățel de la mare? Nu știu cum este. Cățel mare. Rottweiler. E mușcă. Un Rottweiler. Are cineva? La un câine ciobănesc. Eu am. Tu ai? Așa. Ăștia-s cam periculoși. Adică ăștia, dacă spui sopi el sau cum îi spuneți voi, cred că mușcă pe cineva, nu? Că oamenii răi. Așa. Dacă vreți să ieșiți cu câinele ăsta la plimbare, ce obligați aveți? Ce credeți? Așa. Uite, de exemplu, mie mi-e frică de câini. Bănuiesc că am înțeles că câinilor atunci când simt că cineva e frică, nu sar pe el. Adică, dar nu știu de ce se sară pe mine dacă mi-e frică de el. Trebuie să sară pe ea ca scușașor, nu pe mine. Bun, deci câinele mă simte pe mine că-s fricos și ar veni să mă muște. Și atunci, pe cine trage mâna? Pe cine băgăm mâna în soare? Pe câine? N-am mâna pe soare, pe câine. Cum? Pe proprietar. Deci proprietarul răspunde de faptele animalelor sale. Dacă ai o vacă sau un taur care vine spre mine și mă împunge, totul trebuie să răspunzi. Că nu ți-ai educat bine vacă. Dacă vii cu cățelul și îl împingi spre mine, spui, du-te și mănâncă pe domnul judecător, o să răspunzi. Bine? Deci atenție, nu doar de faptele noastre suntem responsabili, ci și de faptele animalelor de care noi trebuie să ne îngrijim. La fel cum părinții sunt responsabili de faptele copiilor lor. Pentru că nu i-ai educat bine. Nici tu nu te-ai educat cu câinele bine. Bine? Deci, ce reguli trebuie să respectăm noi când ieșim cu câinele la plimbare? Sau prin comună? Sau ce facem noi? Îl ținem în les. Altceva. Trebuie să aibă și bobnițe. Nu? Da. Aveți bobnițe la câini? Are ciobănesc cu tot bobnițe? Da. Dar înseamnă că nu ești cu el așa la plimbare. Nu vii la școală cu el. Nu te duci la biserică cu el, nu te duci prin comună. Stai, câinii care se păzească acolo, animalele sau casa, nu? Nu ești cu el la plimbare. Atenție așadar mare. Dacă ieșiți vreodată cu câinele pe comunitate, vă plimbați, grijă mare să nu producă rău acel câine, da? Pentru că poate pe voi vă ascultă. Dar pe alții, nu. Și s-ar putea cineva să încerce să se joace cu câinele și în realitate să câinele vostru să muște pentru că nu știa intențiile respectivului. Deci noi tot timpul trebuie să fim atenți, să îngrijim, să avem grijă ca oamenii din jurul nostru să nu sufere din pricina faptelor noastre. Da? Atunci când vine un polițist la noi și vrea să ne dea o amendă pentru că am comis o faptă rea. De exemplu, am trecut prin loc nepermis. Da? Sau am circulat fără bilet. Polițistul spune, uite, trebuie să plătești o amendă de 500 de lei. Și voi discutați cu părintele și spuneți, mă, decât să dăm 500 de lei amendă la polițist, hai să-i dăm 100 de lei doar și să nu te mintea, nu, să nu ne tai echitați. Îi dăm 100 de lei și să-mi ierte. E corectă fapta sau nu? De ce nu e corectă? Prin loc de 500, am dat numai 100. Am făcut economie de 400 de lei. Atâta, nu o să mai comit fapt. De ce nu e corectă? Ia ziceți, că am făcut o afacere. Pentru că îl mituiește. Așa. Deci asta e mituire. Ce înseamnă mituire? Sau faptă de corupție, da? Ce înseamnă mituire? Că plătesc un organ al statului ca să facă el o faptă nelegală. Pentru că există o obligație a polițistului în momentul când constată că cineva a comis o faptă rea, și dă amendă. Deci asta e obligația polițistului. Pentru că asta se ocupă polițiștii. Dar dacă eu plătesc polițistul să nu facă asta, înseamnă că l-am pus pe polițist să facă o faptă rea. Adică să nu sancționeze pe ăla care a comis altă faptă rea. Și în felul ăsta, înseamnă că l-am mituit. Adică l-am corupt. I-am dat bănuți ca să nu facă ceva. Dar dacă ajung vreodată în fața unui judecător și judecătorul trebuie să ne aplice o sancțiune. Și voi vorbiți cu părintele vostru și împreună îl căutați pe judecător acasă, bateți la ușă și se spune părintele așa. Domnul judecător, copilul meu a greșit, vă rog să le faceți. Și uite, ca să vedeți că eu sunt bun, uite, vă aduc aici niște carne. Am tăiat o vită și vă aduc aici niște carne și vă las la dumneavoastră și niște portocale. Tot mituire. Dar de ce? De ce este mituire?
pentru că l-am pus pe judecător, să ierte pe cineva care a făcut o greșeală, deși legea îl obligă pe judecător să aplice o sancțiune. Ai înțeles? Sau mă duc la doctor, mergem la doctor, avem nevoie la doctor de o intervenție, fie de o rețetă, fie de o operație, și doctorul spune așa, nu te operez dacă nu îmi dai 500 de lei. Sau 500 de euro. Și tu spui, nu am. N-am bătut să dau. O comis fata bărbată sau nu? Medicul. Da. Păi dar nu, nu i-ați dat bani. Acolo la polițist ați dat bani ca să scăpați. La judecător ați dat produse. Dar la doctor n-ați dat nimic. Doctorul doar vă spune, băi, dacă vrei să te operezi sau te consult, te costă 500 de euro. Și voi spune, băi, n-am. Doctorul a comis vreo faptă sau nu? Da. Da. Deci simpla cerere, simpla cerere, este considerată de către lege luare de mită. Deci n-are importanță dacă efectiv o primit sau nu bani sau produse. Îi de ajuns să ceară și lucrul ăsta este interzis de lege. La fel la profesori. Nu avem voie să dăm la profesori bani, bijuterii sau produse pentru a ne da note mari sau pentru a obține diplomă. Lucrul ăsta este interzis. Dacă prindem pe cineva că face lucrul ăsta, copiii minori intră la centrele alea de care spuneam, iar profesorii sunt arestați. Ne-am înțeles? Nu avem voie să dăm mită nici la profesori, nici la polițiști, nici la judecători, nici la doctori. Cu toții trebuie să respectăm drepturile și legile. Iar dacă prindem un om alege că ia mită, va fi și mai astăzi sancționat. Și să știți că sunt judecători care au fost prinși au la mită. Și astăzi sunt în închisoare. Sunt doctori care au fost prinși au la mită. Și astăzi sunt în închisoare. Deci haideți să fim corecți. La fel atunci când dați examen. Nu aveți voie să copiați. Asta e tot o formă de fraudă. E foarte urât să copiați. Bine, o să spune, da, copiez ca să iau note mai mari. Da, dar înseamnă că tu te însușești ceva ce nu-ți aparține. E ca și furtul. Ai ajuns să iei o notă mare deși tu nu o meriți. Sau ai ajuns să-ți cumperi o diplomă deși tu nu o meriți. Și mâine, poi mâine o să vrei să ajungi un om mare și tu o să ai diplome false în spatele tău. Asta înseamnă că nu ai pregătire suficientă și încerci să păcălești pe cineva din jurul tău. Voi ce vreți să vă faceți când o să fiți mari? Aviator. Bravo. Și am vrut să fiu aviator când eram mic. Cred că toți copiii vor, toți băieții vor să fie aviator. Altcineva. Fotbalist. Așa? Bravo. Altcineva. Ca fotbalist trebuie să știi să alergi bine, nu? Să joci mingea bine, nu? Păi, nu poți să stai la acasă și să ajungi fotbalist. Deci trebuie să muncești pentru asta, nu? La fel, tu trebuie să fii aviator, cred că trebuie să vezi bună multă matematică și fizică, am impresia. Nu? Altcineva. Ce vreți să vă faceți când să creșteți mari? Pescar. Pescar, foarte bine. Trebuie să știi o grămadă de... Ce trebuie să știi acolo? Biologie, zoologie, nu? Ceva de genul ăsta. Așa. Ia, spuneți, fetele. Translator. Translator, o, limbi străine. Da. Două, trei, patru limbi străine, nu? Engleză, franceză, germană, spaniolă. Cunoști germana, engleză. Da, germana, bravo. Și engleză. Așa. Dar în afară de limbi străine, trebuie să știi și puțin istorie. Și puțină cultură generală, în general trebuie să ai pentru statul de unde conduci, unde o să traduci. Fetele? V-ați gândit? Încă nu? Vreau să vă gândiți și o să fiți mari. Bine? Băieții? Avocat. Avocat, asta e bine. Ce se ocupă avocat? Ia că despre avocat n-am discutat. Ce face un avocat? Apără oamenii. Atunci când avem o problemă cu legea și noi nu o cunoaștem, sunt persoane care ne oferă niște sfaturi. Aceștia sunt avocații. Bine? Mergem la un avocat și spunem, domnul avocat, uitați care e problema. Am fost chemat la poliție sau am fost chemat la judecător. Nu știu ce să fac. Ce trebuie să spun? Unde trebuie să mă duc? Cum trebuie să mă comport? Aceștia sunt avocații care ne sfătuiesc. Bine? Avocații știu și ei foarte bine legile astea cu care noi lucrăm. Avocații trebuie plătiți, să știți. La ei nu este chestia cu mintea. Doar la judecător și la polițist, pentru că noi suntem plătiți de către stat. Da? Eu primesc salariu. Dar avocatul nu are salariu. Avocatul trăiește din contracte pe care îl cheie cu partea pe care o asistă. Da? Și atunci tu te duci la un avocat și explici, domnul avocat, uite ce problemă am, ce mai sfătuiesc să fac. Dar ce credeți voi, dacă ai avocat câștigi procesul? Depinde.
dacă nu mă ajută pe nimic. Ia ziceți. Ce nu stai să mai la avocat? Păi de asta spui, dai bani la avocat, spui domnul avocat, v-am dat bani, vreau să câștig procesul. Uite, judecătorul zice că am comis o faptă reală. Eu vreau să mă scoateți nevinovat. Poate să fac avocatul lucrul ăsta? Dacă este nevinovat, desigur, avocatul va trebui să lupte pentru tine, da? Să explice judecătorului că tu n-ai comis fapta, altcineva o comis-o, că tu ai fost confundat în martori. E adevărat că ai trecut și tu la locul crimei, dar nu erai tu care ai intervenit în crimă, ci tu, de fapt, treceai pe acolo când veneai de la școală. Deci lucrurile astea, dacă sunt adevărate, avocatul trebuie să se lupte pentru tine. Dar dacă tu ești vinovat, poate avocatul să se ducă la judecător și să spuneți, știți, clientul meu era plecat în străinătate când o am luat fapta. El nu era acolo. Nu poate să meargă, nu? Pentru care înseamnă că îi vrea să-i duc prin eroare pe judecător. Dar atunci care mai este rostul avocatului, dacă tu ești vinovat? Avocatul ce să mai facă? Să-ți facă pedeapsa mai mică. Așa, să convingă judecătorul că ar fi bine să-ți dea o pedeapsă mai mică. Și poate chiar să nu te bagi la închisoare, ci să te lase în libertate sub două sau anumite supraveghere, știi? Plătești oameni. Așa, sau să plătești oameni, da? Pentru că n-ai vrut să comiți fapta, asta e pentru prima dată când ai comis-o, și că tu ești băiat bun și că regresi. Deci, pentru că legea permite lucrul ăsta. Că, într-un fel, putem sancționa, de exemplu, un adult care a comis pentru prima dată fapta, și, în alt fel, un adult care a comis de 10 ori fapte similare. Da? Într-un fel vom sancționa, de exemplu, un copil care ajunge în fața noastră și recunoaște fapta, iar părinții lui plătesc despăgubirile la victimă, față de cineva care încearcă să se mintă și victima nu primește niciun bănuț. Nu-i așa? Judecătorul are niște criterii după care stabilește ce pedeapsă să aplice. De aceea vă spuneam, atunci când avem o problemă cu legea, trebuie să apelăm la persoanele care se pricep la lege. Uite, colegul vostru când o să fie avocat, o să-l căutați pe el și să spuneți, măi, știi că am fost coleg la școală? În Maia? Da. Ia spune-mi ce trebuie să fac. Și el o să spună, măi, eu o să-ți spun că am fost coleg, dar te costă. Adică trebuie să încheiem un contract de asistență juridică, îmi plătești un onorariu, ca și eu să am din ce trăi, că am copii acasă, să fie adult și o să aibă copii și o trebuie să se hrănească. Nu? Și voi atunci o să-l plătiți. El o să vă dea sfaturile și apoi împreună veniți la judecător și să stabilească judecătorul ce e de făcut cu voi. Bine? Dar trebuie să știți un lucru. Legile sunt făcute ca să le respectăm. Ele nu sunt făcute ca să fie încălcate. Și atunci când mă refer la lege, nu mă refer doar la codul penal, ci mă refer la orice regulă pe care o găsim. Acasă, la școală, pe stradă, sau, nu știu, pe terenul de fotbal, că spunea cine fotbalistul. Așa. Pe terenul de fotbal nu ai niște reguli? Trebuie să le respecti sau nu? Dacă nu le respecti, ce se întâmplă? Aia, arbitru care... Fault, nu? Sau offside, sau ce mai este de acolo, nu? Sau între voi, între voi discutați. Băi, te dau afară, gata, nu mai jucăm, uite, și ești de la Cotonăgești, sau cum să spunem, pe terenul de fotbal, nu? Deci ai și acolo niște reguli, nu? Ai niște reguli acolo. Și acolo trebuie respectate. Deci peste tot respectăm regulile. Dacă nu respectăm regulile, suntem dați afară de pe terenul de sport, suntem dați afară de la școală, suntem sancționați de polițist, părinții nu ne lasă să mai ne vedem cu prietene, sau judecătorul ne ia și ne duce într-un loc răturos. Așadar, regulile sunt făcute ca să fie respectate totdeauna. 2. Regulile trebuie cunoscute și trebuie să ascultăm de profesori și trebuie să ascultăm de părinți și trebuie să ascultăm de frații mai mari dacă sunt. Și trebuie să ascultăm de organele legii. Adică de polițist, de procuror, de judecător, de avocat. Ne-am înțeles? Încă ceva. Regulile sunt făcute ca să fie respectate și atunci când nu ne vede nimeni. Pentru că și atunci când nu este cineva în împrejurul nostru, avem ceva în cap care se numește conștiință. Și conștiința noastră ne vede întotdeauna. Nu ne putem ascunde de ea. Și dincolo de conștiința noastră, mai este cineva deasupra care se uită la noi. Și va ști în permanență ce am făcut. Dar în primul rând, conștiința noastră, care o să spună așa. Păi am găsit un bun de stradă. Ce am văzut? Păi o servietă cu bani. De acolo iau bani, arunc servietă. Care e problema? Nu mă vede nimeni. Da, dar aici undeva încep un motoraș să lucreze și o spune. Ai comis o faptă rea. Spun, da, dar uite că m-am îmbogățit. Da, dar fapta e rea. Dar m-am îmbogățit. Nu-i mai bine să ai mai mulți bani. Da, da, ai încălcat o lege.
Și atunci lucrul ăsta de aici o să te facă să devii, când crești adult, un om bun sau un om rău. Și dacă comitem fapte când rele, când suntem copii, cu siguranță adultul care o să crească și o să devii copil, o să devină adult peste ani, o să fie și adultul acela un om rău. Dar dacă noi suntem buni de pe acum, respectăm legile, respectăm regulile, îi respectăm pe profesori, îi respectăm pe părinți, dacă noi încă de pe acum încercăm să fim buni și să-i protejăm pe ceilalți, atunci cu siguranță că vom fi adulți, vom fi și noi de încredere și o să fim și noi plăcuți și o să fim și noi iubiți și atunci judecătorul o să vă mulțumească, polițiștii o să vă stimeze, vecinii voștri o să vă respecte, la biserică o să fiți lăudați, altfel o să ajungeți să fiți izolați, altfel o să ajungeți să fiți urâți sau o să ajungeți în locuri în care n-ar vrea să ajungă cei buni. Bine? Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și eu mulțumesc. Sper că v-au fost sau vă sunt utile câteva din sfaturile cu care despre care am vorbit. Mai puteți găsi pe internet o grămadă de informații despre justiție, despre reguli. Cei care au cont de Facebook pot vedea ce scriu eu pe Facebook. Am și eu cont de Facebook, nu mai dau pe acolo. Și am și un blog, dacă băgați numele meu, Cristi Danileț, pe blog, pe Google, o să vă dau un blog de-al meu, în care discut despre dreptul și justiție. Iar la sfârșitul lunii acestea voi și publica o carte, o să fie deocamdată în format electronic, o cărticică cu drepturile copiilor și organele de justiție care o protejează copiii și probabil o să vă fie utilă în activitatea voastră și, mă rog, până o să deveniți major, tot o să vă produce după acea cărticică. Bine? Vă urez mult succes la școală. Mulțumesc. La început, domnul judecător v-a spus că legile sunt făcute de oameni înțelepți care trăiesc mai de mult înaintea noastră. E, un proverb popular, știți ce spune? Care rezumă toată chestia asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Asta e înțelepciune populară. Și presupune respectarea tuturor legilor. Chiar dacă n-a deschis codul penal, e suficient să respect cele 10 porunci și ceea ce mai spun înțelepții și e gata, am respectat toate regulile. Dar în momentul în care încep să încalc una, două, trei, patru, cinci, la un moment dat o să încalc fără să știu codul penal. Iar în fața judecătorului nu puteți să veniți niciodată să spuneți, da, domnul judecător, eu n-am deschis codul penal niciodată, da, eu nu am știut de regulă. Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nimeni. Și încă un lucru, nimeni nu-și poate face singur dreptate. Prin urmare, dacă sunteți agresați, nu puteți agresa la rândul vostru. Dacă vi se fură un bun, nu puteți să și voi să furați de la hoți un bun. Pentru asta există organe ale legii. Nimeni n-are voie să-și facă singur dreptate. Pentru că dacă voi vă faceți dreptate singur, eu plec acasă, nu mai am treabă. Și atunci o să câștige cel care e mai voinic, cel care e mai violent, cel care e mai răutăcios. Bine? Mulțumesc foarte mult pentru și noi vă mulțumesc foarte mult și aveți nădăjdim speranța că veți, se va mai repeta o asemenea lecție. Eu juridică, de dirigenție, cum vezi dumneavoastră? O să vă las o cărticică unde lege nu-i tocmeală. O să vă las o cărticică. Nu am pentru toți copilașii, din păcate, dar poate o să le învață între voi. O să... Poate o să le... Și la domnul avocat, un avocat. Da, la domnul avocat. Da? La copilul care vrea să devină avocat. Exact. Dați-le la unul la altul și citiți. Da. Această carte explică codul penal pe înțelesul vostru. Deci, cartea alea groasă pe care v-am arătat-o mai devreme, am tradus-o cumva într-un limbaj acceptabil pentru voi, ca să înțelegeți despre ce e vorba în codul penal. Bine? Putem face o poză de grup? Da, pe asta vreau să spun. Apoi ce spălați? Vă mai rog. Da, mai rog. Da, o să vă rog să veniți aici și cu cărticele în față, care ar Am asistat la o lecție foarte interesantă despre lege, despre codul penal, poate un pic condensată, sunt foarte multe informații, copiii au reacționat în
mod cu totul excepțional, au fost foarte atenți și poate asemenea lecții ar trebui să fie ținute în fiecare școală și să, pentru câteva momente, să așteptăm poza de grup. Am ieșit? Da? Da? Haideți să vă dau și eu la tableta, să, că am o calitate mai bună aici pe asta. Aia, aia l-a făcut acum. Dar copiii erau triști. Mai spuneți și voi justiție la, la trei. Fiți atenți. 1, 2, 3. Justiție! Bravo! Mai luați și tableta, vă rog, să faceți cu... Că și eu vă spun de asta după mine. Da. Da, da, dați de mai multe ori acolo. Ieșim cu toți în cadru? Da. Deci fiți atenți la 3, spunem justiție, da? Fiți atenți. Deci, 1, 2, 3... Justiție! Bravo! Mulțumim foarte mult, o să fie de ce vreau. Nu putem să punem râză, că ies așa. Domnule judecător, vă rog să-mi dați un autograf, să nu vi se... Nu e o glumă. O să iau eu această cărticică a dumneavoastră. Mulțumesc frumos și sper să mai am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră și în alte ocazii. Da, vreau să vă mai întreb câteva lucruri. Sunt un om din afară învățământului, în acest moment. Am lucrat o perioadă în învățământ, conjunctural. Sunt inginer de meserie, sunt pensionar. A fost o lecție excelentă. Mărturisesc că am venit cu o prejudecată. Nu sunt... nu vorbesc nimic în plus. Mă așteptam să fiți mai rigid. Nu, e o deformare pe care televizorul o dă, uneori. Din păcate și eu resimt asta în ce mă privește. În școală se întâmplă lucruri, și aș vrea să punctăm foarte pe scurt, lucruri de o gravitate extremă, nu neapărat într-o școală mică. Aici sunt oameni gospodari, toți sunt grădinari. Și ați punctat violență, acte grave de sunt corupție. Abuzuri sexuale, sunt consum de droguri, sunt multe. Cum v-a venit ideea sau cine este... coautor cu dumneavoastră sau cine este autorul unei asemenea idei să vă deplasați în școli și să faceți asemenea lecții? Eu cum am spus și copiilor, eu la rândul meu am copii și am fost întotdeauna apropiat de copii, am ținut legătura cu școala, cu foștii profesori, cu liceul, cu foștii diriginți și la un moment dat când mi-am început cariera de judecător, mi-am dat seama că oamenii care ajung în fața mea, pe care îi judec, nu știu lucruri banale sau care mie mi se păreau a fi banale. Și atunci am spus, dacă n-ar fi cazul să vorbim cu oamenii ăștia înainte de a veni la proces, dar nu există un astfel de cadru. Și la un moment dat niște ONG-uri de pe Cluj, eram judecător atunci la Cluj, niște ONG-uri ne-au invitat pe un judecător, un procuror, un polițist și un funcționar la penitenciar să venim să povestim din activitatea noastră copiilor de la un liceu reformat, un liceu cu probleme din Cluj-Napoca. Și atunci mi-am dat seama ce idee extraordinară ar fi aceasta, ca în mod regulat noi, organele lege, să mergem să vorbim cu copiii. Oricum poliții deja merg, în special poliția rutieră, merge în mod regulat în școli să învețe pe copii. Da, pe copii învață regulile de circulație. Dar chestiunile legate de drepturi, de consecințele încălcării unor legi, care sunt legile până la urmă, de asta nu se ocupă nimeni. Și când am ajuns în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, acum 5 ani de zile, am avansat ideea asta. Nu ar trebui cumva să ne ocupăm și noi de educație juridică? Colegii mei au fost reticenți pentru că nu e o activitate care să revină justiției. Ține mai mult probabil de Ministerul de Educație. Dar și atunci am încheiat acum 2 ani de zile un protocol între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Educației, prin care să se permită în mod oficial, ca să spun așa, accesul judecătorilor și procurorilor în școli și licee și de asemenea copiilor le se permite accesul în sălile de judecată. Și deseori când avem zilele porților deschise, cum ar fi Ziua Europeană a Justiției, care va fi anul ăsta pe 23 octombrie, cum ar fi ziua de 1 iulie, când e Ziua Justiției Române, sau când e școala altfel, săptămâna aceea cu școala altfel, sunt copii care ne vizitează, vin cu autobuzele din alte localități, cei care sunt, sigur, în localitatea unei instanțe mai ușor, vin și ne vizitează, noi le arătăm ce o sală de judecată, le arătăm ce un dosar, le arătăm care sunt legile după care ne conducem. Și acum să fim serioși, unii dintre noi au copii și doi am
fost și noi copii, știm prin ce trec tinerii din ziua de azi. În plus, am văzut în dosarele penale pe care le-am instrumentat, că eu am fost un judecător specializat în materie penală pentru minori, a crescut numărul de infracțiuni comise de către minori sau asupra minorilor. Vorbesc aici de consum de droguri, vorbesc aici de infracțiuni la viața sexuală, pedofilia este creștere în România și în special infracțiuni împotriva patrimoniului, adică furturi, tâlhării și infracțiuni de violență în școli. Asta ca și număr au crescut în ultimul an. Poate datorită unei lipsi de educație adecvate în societate, poate datorită multiplicării fenomenului acesta violent la televizor, poate că accesul pe internet incontrolabil a dus la umărire la violență. Cert este că ne confruntăm cu un fenomen care trebuie undeva stopat, iar școala este mediul în care încă mai se mai poate lucra. Cum apreciați întâlnirea de astăzi, unde n-a fost absolut nicio regie? Copiii sunt aici, cred că cu mult bun simț. Se vede că provin din familii în care li se dă o educație, sau mă rog, copiii sunt modești în sensul ăsta, dar și sunt cu mult bun simț. Spre deosebire de alte licee sau școli în care am fost, și vreau să vă spun că uneori mi s-au dat mie lecții de a comite infracțiuni. Deci eram întrebat pe șleau, ce se întâmplă dacă sparg o bancă, cum mă prindeți, că eu știu cum să pot intra, să nu rămână amprente, să-mi pun cagulă pe față. Ești într-un alt mediu, evident. E clar că între mediul rural și mediul urban este o diferență, între zonele sau liceele din zona centrală a unei localități mari și liceele din periferie este o mare diferență. Deci aici copiii sunt, ca să zic așa, pe mâini bune. E o comună, cred, modestă, dar cu oameni gospodari. Sigur, așa este. Eu am trăit aici o perioadă, în tinerețea mea, am lucrat aici câțiva ani buni. Vreau să confirm ceva. În adolescență eu am mers din proprie inițiativă într-o sală de tribunal și era curiozitatea de a vedea ce se întâmplă acolo. Cred că a fost o lecție, poate n-ar strica și copiii de aici, sau mă rog, de peste tot. Eu vă mulțumesc frumos și dacă veți avea o dată timp și dorință, că putere sigur aveți, vă aștept la Impuls. Impuls e la Fierbinți, e un post zonal de televiziune. Pentru o asemenea lecție, pentru mine a fost o lecție. Cu drag. Nu sunt un neinițiat, sau mă rog, sunt lucruri cu care sunt familiarizat, însă modul în care le-ați prezentat, ați structurat, ați și finalizat cursul dumneavoastră, a fost excelent pentru mine și vă mulțumesc frumos în numele celor care ne-au privit și vă mai aștept. Cu drag, mulțumesc și eu. Vă aștept, mulțumesc frumos. În ultima parte a discuției vreau să stau de vorbă cu un activ, așa, un... Să-mi spui cum te numești. Manole Alexandru. Manole. Manole. Taică tu ești înalt? Nu. Un Manole foarte înalt pe care l-am avut elev. Nu. Are 46-47. Nu. Nu știu. Unde stai? La capătul satului, aproape de ieșire de Fierbinți. Să intrăm în Fierbinți, aproape de ieșire, să intrare în Fierbinți. Pe partea stângă sau dreaptă? Stângă. Pe stângă. Lângă Tase al Nedelii? De asta Puiu? Puiu cu mustață? Cum nu știi? Nu știi. Mai lângă magazin. Lângă magazin, am înțeles. Ești nepotul lui Giurea, nu? Nu știu. Care făcea puțuri? Nu. Nu, bine. De unde e pofta asta a ta sau ideea asta a ta? Poate părea năstrușnică să te pregătești pentru o asemenea meserie, cea de avocat. Îmi place foarte mult să apăr oamenii. Poți să-i aperi și ca polițist. Dar ca... Mai bine. Da, ca avocat este altceva. Pot... Nu știu cum să vă explic. Te poți defini... Bine. Da, înveți, încerc. Nu așa, dinții. Gătit la limba română, la o limbă străină, fără discuție, dacă nu mai multe, și eu o să urmăresc parcursul tău, Manole, da? Da. Și îți doresc succes în tot ce ți-ai propus. Mulțumesc. Și să fii activ, adică să te implici întotdeauna. Mulțumesc. Și faptul că ai un fizic te poate avantaja în anumite situații, colegii tăi să știe că au în tine un prieten. Mulțumesc, da. Bine. O să ne oprim aici cu întâlnirea. Mărturisesc că mi-am propus să revin aici și să discut cu doamna directoare, poate și cu alte cadre didactice legate de acest subiect. A fost o lecție pentru mine, poate și pentru dumneavoastră, și
cine știe, poate începând de astăzi în școli, spun și eu așa o vorbă, convențional cumva, situația o să fie așa cum este la Maia aici, unde nu există abandon școlar, nu există fapte cu violență, poate nu există nici copiat, că de plagiat nu poate fi vorba, și unde există pregătirea asta pentru muncă, i-ați văzut, copiii au fost extrem de receptivi, au fost foarte atenți, subiectele au fost accesibile în bună măsură, poate uneori a fost ușor didactică prezentarea, chiar pentru unul ca mine, un om în vârstă, însă au fost foarte interesați de ce înseamnă lege și poate și dumneavoastră, cei care ne priviți, de acum înainte, dacă n-ați făcut-o până acum, nu veți uita perceptul, unde e lege, nu-i tocmeală, și mai jos scrie dura lex sed lex, legea e dură, dar e lege. Și vom înțelege cu toții că într-o zi, atunci când noi toți, cetățeni, știu eu, adulți, bătrâni, adulți, maturi, copii și așa mai departe, vom respecta legea. E un lucru foarte important, altfel nu o să putem merge mai departe. Și vom reveni asupra acestui subiect cu alte ocazii. De aici, de la școala din Maia, vă spun la revedere!